crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic. 4.000 de euro în deșteptarea în această dimineață. Practic, premiul maxim pe care îl puteți câștiga la concursul nostru. 4.000 de euro pot ajunge la Sibiu. Daniela e cu noi. Bună dimineața! Bună! Bună, Dana! Bună dimineața! Bonjour! Ce faci, Daniela? La servici. Foarte bine. Foarte bine. Bravo. Relaxată? Nu prea. Nu prea. Te așteptai să te sunăm? Chiar nu. Asta este. E ca și ca 2.000 de euro deja ai câștigat. Dacă nu te așteptai. Mersi. Așa se întâmplă. Cine nu s-a așteptat să fie sunat, a luat bani. Daniela, ai o misiune destul de dificilă astăzi, pentru că sunt convins să ai emoții când auzi de 4.000 de euro. Nu e ușor. Cred că cel mai dificil va fi nu să răspunzi la întrebările pe care le vom lansa cât de curând, ci să decizi de fiecare dată dacă mergi mai departe sau te oprești la suma pe care sper eu să o câștigi în această dimineață. Da, dacă știi câte emoții. Da. Te ajută colegii? Da, mă ajută. Am 3 colegi lângă mine. Cu ce vă ocupați voi, Daniela? Cu contabilitatea. Ah, iată. Am mai avut o situație de genul ăsta. Am mai lucrat cu contabilitatea. Da, deși cam blamați contabilii. Nu, da, e adevărat. Doamne ferește. Nu, nu, dar am avut intervenții despre contabili. Când am avut noi? Niciodată. Nu, nu, spune așa în general, nu că... Nu, că sunt blamat. Cam blamați, da, în general, nu la noi. A, sunt ei așa în general, da, cam blamați. Dar de ce ar fi? Da. Îmi pare rău, știți că am căutat un contabil adevărat. Nu, nu, nu. Daniela, avem același regulament pe care sunt convins că îl cunoști. Așteptăm răspunsurile de la tine în 6 secunde, imediat după ce lansăm fiecare întrebare. Avem și cronometru. De fiecare dată după un răspuns corect, tu ești cea care decizi dacă mergi mai departe sau dacă te oprești. Dacă decizi să te oprești, banii câștigați până atunci sunt deja ai tăi. Dacă decizi să mergi mai departe, răspuns corect și tot așa, e foarte bine, dar vezi că riști să răspunzi greșit și banii să rămână la noi sau să depășești timpul de 6 secunde. Trebuie să fii foarte, foarte, foarte atent, însă azi e vorba de foarte mulți bani. Plecăm de la 500 de euro, poți dubla la 1000, la 2000 și în final la 4000 de euro. Să știi că nu e o misiune imposibilă. S-au mai dat banii ăștia. Da, știu că ascult misiunea. Începem? Păi da. Hai să începem. Pentru 4000 de euro astăzi, 4 întrebări. Multă baftă, Daniela. Mulțumesc. 500 de euro. Chiar dacă începem de la 500 de euro, Daniela, prima întrebare e simplă, trebuie doar să te concentrezi. Da? Da. Spune-mi, te rog, cum se scrie în cifre romane numărul 16? XVI. Răspunsul, Daniela, în cele din urmă este corect. Din nefericire a venit mult prea târziu. De ce ai stat atât, dacă era... Păi cum contabil, dar nu face contabilitate în cifre romane, asta normal. E problema. Face în cifre arabe, vezi? Habibi, ce ai făcut? Habibi, da. XVI, da. După timpul necesar, după timpul regulamentar. No. Emoțiile, știu. Dar n-avem ce-i face. Emoțiile sunt dite. Știu, dar cu emoțiile n-avem cum să ne luptăm. Că e, da. Era simplă întrebarea, nu? Era foarte adică simplă. Pentru 500 de euro. Deci mai simplă de atâta. Deci mai simplu de atâta chiar, nu? Da, nu te condamnă nimeni pentru că știm ce înseamnă emoțiile și am avut de-a face cu situații de genul ăsta. Uite, chiar și ieri, Ruta a pierdut-o din cauza emoțiilor până la urmă. Ai rămas la rut. Da, așa este. Da, mi-a părut tare rău. Cum îmi pare rău și de Daniela acum, da. Daniela, îți mulțumim tare mult. Spor la treabă în continuare. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul, dublu sau nimic. Tot ce știi transformă în mii de euro. Joacă dublu sau nimic. Detalii pe europafm.ro.